Bună ziua din nou, dragi cetățeni, stimați reprezentanți ai presei, colegi din birourile electorale, consiliile electorale de circumscripție, stimați observatori. Procesul electoral este în desfășurare. Votul continuă în toate secțiile de votare din țară și din cele peste hotare, unde conaționalii noștri își exercită dreptul la vot, dovedind încă o dată că democrația și implicarea civică reprezintă fundamentul unei societăți prospere și unite. Până la această oră au votat peste 1.285.000 de alegători, ceea ce reprezintă o rată de peste 43% și dacă ar fi să comparăm cu aceeași perioadă din primul tur al alegerilor, la această oră votaseră 39,4% din numărul de alegători înscriși în listele electorale de bază. Cetățenii din orașele și satele noastre au demonstrat astăzi o prezență activă și constantă la urne, iar implicarea din diasporă de asemenea este una semnificativă. Urmărim cu toții imaginele foto și video distribuite pe rețelele sociale cu moldovenii de peste hotare. Ne bucură această mobilizare a cetățenilor care implică răbdare și un efort în plus, având în vedere că unii dintre aceștia au decălătorit pe distanțe destul de lungi pentru a-și putea exercita dreptul la vot. La unele secții, numărul alegătorilor care deja au votat este destul de mare. Comisia Electorală Centrală a tipărit și a expediat câte 5.000 de buletine de vot, practic, în marea majoritate a secțiilor de votare de peste hotare. Cu toate acestea, în unele secții constatăm un flux de alegători destul de ridicat. Astfel, îndemnăm cetățenii noștri să meargă și să-și exercite dreptul la vot la cea mai apropiată secție de votare, unde este disponibil un număr mai mare de buletine de vot și această informație poate fi consultată pe aplicația diaspora.cec.md. În acest an am deschis un număr semnificativ de secții de votare în afara țării pentru a răspunde nevoilor cetățenilor din diasporă. Vreau să subliniez că în primul tur de scrutin noi am avut oricum cozi în multe țări din spațiul european, în special în Italia, Marea Britanie, Belgia, România, motiv pentru care am luat măsuri suplimentare pentru a fluidiza acest proces de votare în secțiile respective și am decis să completăm organul electoral cu număr maxim permis de membri și operatori care vor înregistra participarea la votare a alegătorilor. Pe de altă parte, avem și secții de votare cu un număr destul de mic de alegători și deja două dintre acestea s-au și închis. Vorbim de secțiile de votare din Tokyo, Japonia, și Beijing, din Republica Populară Chineză. În aceste două secții de votare și-au exprimat votul 84 și respectiv 43 de alegători. Anunțăm de asemenea despre deschiderea fără impedimente a tuturor secțiilor de votare pe coasta estică a Statelor Unite ale Americii. Și dacă e să revenim la participarea alegătorilor și desfășurarea celui de-al doilea tur de scrutin în țară, în cele ce urmează colegii noștri din circumscripțiile electorale ne vor relata despre cum decurge procesul, care este rata de participare și dacă au fost înregistrate anumite incidente sau au avut contestații sau sesizări. De la Ungheni îl avem prezent pe președintele Consiliului Electoral de Circumscripție, domnul Țurcanu, și îl rog să ne spună care este situația la moment la Ungheni. Bună ziua, doamnă președinte, bună ziua, stimați membri ai Comisiei Electorale Centrale. În circumscripția electorală raional Ungheni, la ora 7 au fost deschise 78 secții de votare. La situație de la ora 16 constatăm că în raport cu primul tur a alegerilor pentru funcția de președinte a Republicii Moldova, rata este una mult mai bună, în creștere cu aproximativ 6%. Incidente majore până la ora actuală
nu au fost înregistrate. Dacă vorbim de careva incidente, da, într-adevăr majore, în sens specific că au fost documentate de către colaboratori Inspectoratului de Poliție Ungheni 4 cazuri de fotografiere a buletinelor de vot de către alegător. O situație, un caz este de agitație electorală în ziua votării. Am oparvenit o sesizare de la un observator național prin care a fost sesizat biroul electoral a secției de votare privind agitația electorală de către un reprezentant a concurentului electoral, dar aceste fapte nu s-au adeverit. Am fost sesizat despre transportarea organizată a unor alegători la secție de votare, dar de asemenea acest fapt nu a fost confirmat ca urmare a documentării de către colaboratorii Inspectoratului de Poliție. În rest, alte incidente nu sunt înregistrate, ne bucurăm în continuare de rata mare care este constatată la ziua de astăzi. Asta mă pot spune, dacă sunt întrebări din partea membrilor, sunt gata să răspund. Mulțumim, domnule Țurcanu. O rog pe doamna Minodora Beiu de la Florești ca să ne spună dacă ei au avut cumva sesizări sau contestații înregistrate pe parcursul zilei. Bună ziua! Vreau să vă aduc la cunoștință că până la moment, în circunscripția electorală Florești, numărul 18, nu au fost înregistrate sesizări sau careva plângeri din partea atât a alegătorilor cât și a funcționarilor electorali. Până la ora actuală, la circunscripția Florești au votat 37,9%. Avem birouri electorale unde avem o rată de 62% deja votate, însă, cu părere de rău, avem și un singur birou care încă nu are rata de 30%, dar acesta este doar unul singur. Și sperăm că până la ora 29 vor vota alegătorii. Mulțumim, doamnă Beiu. Și am să rug acum pe doamna voluntir din circumscripția Chișinău, cei care gestionează, de fapt, activitatea celor mai multe birouri electorale, au 307 la număr și pe parcursul zilei de astăzi am fost sesizați de alegători despre anumite nereguli la unele secții de votare, dar o rog pe doamna voluntir, ea să ne spună cum a decurs până la acest moment votarea în cele 307 secții de votare din municipiul Chișinău. Bună ziua, doamnă președinte! Bună ziua, stimați membri a Comisiei Electorale! Deci, circumscripția electorală Chișinău numărul 1, pentru desfășurarea și organizarea procesului electoral în municipiul Chișinău au fost concentrate toate eforturile și implicate toate resursele, astfel încât la cele 307 secții deschise la orele 7 în municipiul Chișinău sunt antrenați funcționari electorali 3808 persoane și personal 614 operatori și 307 personal în calitate de șoferi. În cetățeni cu drept de vot înscriși în listele electorale avem aproximativ 640.000. Solicitări de votare la locul aflării avem aproximativ 3305. Alegătorii care au atins vârsta de 18 ani pe municipiul Chișinău, în acest scrutin avem 7539 de tineri. La orele 14:30 vă pot comunica următoarele date, conform datelor procesate de către operatorii SEAS, dar și datele livrate de către biroul electorale, cele 307. Participare la vot pe municipiul Chișinău. În turul 2 avem 240.614 cetățeni, comparativ cu turul 1, 207.407, ceea ce presupunea 32%. În turul 2, la ora actuală, avem 37,5%. Numărul alegătorilor incluși în listele suplimentare. În turul 2 avem 19.397, comparativ cu turul 1, 14.129. Dacă e să ne referim la categoria de vârstă participanți activi la procesul de alegere, în turul 2 avem 56.200
persoane active care se includ în vârsta de 36-45 ani. Cea mai puțin participantă, mai slabă participare, sunt categoria de vârstă de la 18 la 25, aproximativ 22.000 de tineri, și cea de la 76 ani plus, aproximativ 16.000 de alegători. Dacă e să luăm participarea la rata de femei și bărbați, în jurul orelor 14-30 am avut aproximativ 56% femei, 44% bărbați. Cu referire la incidentele care au fost în municipiul Chișinău, până la orele 15.00, dacă e să clasificăm aceste incidente, deci au fost întocmite procese verbale de către colaboratorii Inspectoratului de Poliție cu privire la fotografierea buletinelor de vot, 13 cazuri, deteriorarea buletinelor de vot, 2 cazuri, încălcarea dreptului la vot, 1 caz, încălcarea regulilor de conduită de către un alegător, 1 caz, și tentativă de vot multiplu, 1 caz. La ora actuală, în Consiliul Electoral, sunt spre examinare 4 sesizări, 2 cu referire la scrutinul 1 și 2 cu referire la scrutinul 2, deci parvenite astăzi. Asta e ceea ce am vrut să vă relatăm pentru municipiul Chișinău. Depunem tot efortul ca să asigurăm accesul tuturor alegătorilor în birourile electorale pentru a le oferi dreptul de a-și exprima libera alegere. Mulțumim, doamna voluntar. Și domnul Tudosan de la Sângerei, de asemenea, ne va spune care este acum situația în circumscripția respectivă și care sunt cele mai active localități. Doamna președinte, stimați membri a Comisiei, stimați cetățeni, bună ziua! În circumscripția Sângerei, procesul de vot decurge în parametrii normali. Toate cele 64 de secții de votare activează de la ora 7. Nu am avut cazuri de suspendare a procesului de vot. Mici probleme tehnice cu conexiunea la internet, dar acestea nu perturbă procesul. În ceea ce privește sesizările, avem 3 cazuri documentate de poliție pentru fotografierea buletinelor de vot, 2 cazuri care se află în examinare de către Inspectoratul de Poliție cu privire la agitația interzisă și avem un caz în care a fost deteriorat buletinul de vot. Acesta tot fiind documentat, respectiv, în cadrul anchetei se vor stabili toate detaliile. În ceea ce privește prezența la vot, putem atesta o creștere a acesteia în comparație cu turul întâi. Până la moment, sau la orele 16, mai bine zis, în circunscripție votase deja puțin peste 24.000 de alegători, ceea ce reprezintă 36%. Cele mai active birouri, la moment, sunt Lipovanca și Teura Nouă cu un procentaj de 68,52, respectiv 65,94%. Adică aici atestăm o prezență destul de mare. Cea mai mică prezență la vot este de 27,53. Dar, având în vedere că mai avem timp suficient, probabil și se vor mobiliza și alegătorii din aceste birouri electorale. Procesul de votare este monitorizat în fiecare secție, având înregistrați 102 reprezentanți ai partidelor politice. Totodată, procesul este supravegheat și de observatorii naționali internaționali, la moment având 49 de observatori pe teritoriul circumscripției. La fel, procesul este monitorizat și de o instituție mass media pe care Consiliul Electoral a acreditat-o. Această instituție mass media, documentând sau monitorizând atât birourile din orașul Sângerei, cât și Consiliul Electoral.
În general, procesul decurge conform așteptărilor, procesul decurge legal. Nu avem înregistrate contestații electorale. Sesizările care sunt, urmează deja poliția să se expună asupra lor. Cam asta am vrut să vă relatez. Dacă sunt întrebări, sunt dispus să răspund cu drag la ele. Vă mulțumesc, colegi, vă mulțumesc pentru aceste informații de la fața locului. Vă urăm succes în continuare și le spunem de asemenea cuvinte de apreciere și colegilor din birourile electorale ale secțiilor de votare, cei care sunt de fapt în prima linie. Și dacă au comunicat colegii noștri despre acele incidente, despre acele sesizări pe care le-am recepționat, dacă e să le totalizăm pe țară, vorbim de cazuri de fotografiere a buletinului de vot, 42 de cazuri, deteriorarea buletinelor de vot, 2 cazuri, scoaterea buletinelor de vot din secția de votare, 2 cazuri, agitație electorală interzisă, 20 de cazuri, afișaj electoral neautorizat, 6 cazuri, transportare organizată a alegătorilor este în creștere, s-au constatat deja 12 cazuri, prezența mai multor persoane în cabina de vot, un caz și, din păcate, pe parcursul zilei de astăzi, autoritățile au intervenit în 18 cazuri de corupere electorală, au demarat deja investigațiile corespunzătoare și în următorul briefing vom veni cu actualizări la aceste date. De asemenea, am fost informați astăzi de către Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, că am avut câteva incidente de securitate cibernetică care au afectat temporar disponibilitatea resurselor informaționale ale Comisiei Electorale Centrale. Colegii noștri din birouri ne-au sesizat despre încetinirea funcționalității programului care înregistrează alegătorii la urna de vot. Deci, concluzia este că am fost ținta unor atacuri cibernetice de tip DOS, e o supraîncărcare artificială a serverilor prin multiple solicitări simultane și, din cauza acestora, am avut aceste încetiniri temporare. Important este să spunem că responsabilii au acționat conform protocoalelor de securitate și au restabilit funcționalitatea sistemelor utilizate în ziua alegerilor. Comisia Electorală Centrală își reiterează angajamentul ferm pentru un proces electoral corect și transparent și condamnă orice încercare de încălcare a legislației electorale și de influențare a votului alegătorilor. Reamintim că secțiile de votare rămân deschise până la ora 21:00, iar noi continuăm să monitorizăm atent desfășurarea procesului, atât în țară cât și peste hotare. Încurajăm în continuare toți alegătorii să-și exercite dreptul de vot în mod responsabil, corect, pentru a contribui de comun la un proces electoral onest și democratic. Cu următoarele informații vom reveni la ora 19. Vă mulțumim pentru atenție!